Dragilor, și bine ați revenit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Astăzi e timpul să vă arăt ce decorațiuni de Crăciun am cumpărat, ce am luat și de la Pauland, iar aici se află brăduțul. Voi face un brăduț mic aici, undeva, și voi decora și geamul și mai am o noptieră în spatele camerei, iar acolo voi pune tot așa ceva decorațiuni. Haideți să începem prima dată cu cele de la Pauland. Acestea nu sunt de la Pauland, sunt niște fulgi 3D care îi voi pune la geam. Sunt de pe eBay și au costat în jur de 4 lire. Sunt 6 la număr. Și au și un fir din acela transparent pentru a le prinde de partea de sus a geamului. Ok. Ce am mai luat? Am luat aceste protecții pentru tăvile de copt, pentru cozonaci. Urmează să am ceva cu minți și am nevoie de acestea. Mă ajută mai mult ca folia aceea, foaia aceea de copt. Acestea sunt deja pe forma de copt pe tavă și nici nu se lipește practic de aluat. Sunt 15 la număr și a fost o liră acestea. Ce am luat? Am luat și acest drăguț. Acest gnom sau ceva de genul cu paiete aurii și nasuc drăguț. Acesta cred că îl voi pune undeva aici. Cred că voi lua mai mulți că sunt foarte drăguți. Ok, am luat și niște mici găbulete, dar mai urmează să iau pe brăduțul acesta din cameră, cel aurii. Vreau să-l fac auriu cu roșu. 12 globulețe din acestea la o liră. Ok. Mi-am dat și 3 tăvi din acestea pentru a păstra la rece prăjiturile. Un pound am fost și acestea, mi-am luat 3. Așa, am terminat cu punga aceasta de la Pauland.
să scoatem brăduțul. Am luat un brăduț de 60 cm. Nu e foarte mare. Pentru cameră este mai mult decât perfect. Mai facem un pic de scumă. Ok. Ce mi-a plăcut mie la el este că are aspect natural. Cu toate că el este din plastic, dar are și aici un suport. Eu intenționez să îl pun, să dau până asta jos. Eu intenționez să-l pun aici. Ia să vedem. Aici o să-l pun. Bineînțeles, trebuie desfăcut și la bază îi voi pune o cutiuță foarte drăguță. Pentru a arăta ca cel natural în ghiveci. Prețul bradului a fost undeva la 43 de lire. L-am luat după Amazon. Mi-a ajuns în următoarea zi lucruri, dar pentru că a fost Prime, dar îl găsesc și pe eBay. Au mai multe dimensiuni, 60, 90, 120, 150, așa mai departe, dar bineînțeles prețurile sunt mult mai mari. Ok, acesta e brăduțul și am zis din ce de la Hobbycraft. De la Hobbycraft am luat niște ochelari din aceștia de hârtie pentru poze. Hai să îi desfacem. Să vedem ce modele au. Așa, cu moș. Apoi cu om de zăpadă, ren, brăduț cu steluțe, Merry Christmas, apoi omulețe turte dulce, ren, ceva cu clopoței, nu știu, ceva pălărie din aceasta de Crăciun și pardon, acesta de la cu fulgi de zăpadă, let it snow. Da, așa. Am mai luat și aceste flori pentru brad, dar acestea cred că nu le voi pune în bradul ăsta mic. Cred că le voi folosi ca și decor prin cameră. Ia să vedem cum arată. Nu le scop pe toate că sunt la fel. Ia uitați. Mi se par foarte simpatici. Foarte frumoase sunt. Ok, mai departe, ce am luat? Mi-am luat pentru tort. Pentru fondant am luat aceste cutere din plastic pentru a face frunzele acelea cu mici fructe în mijloc roșii. Nu știu cum se numesc, cred că merișoare sau ceva de genul. Dar îmi trebuiau și aceste forme pentru a face frunzele din fondant verde. Au 3 mărimi. Dacă nu mai știu, a fost 3 pounds ăsta. Ce am mai luat? Asta le caut de foarte mult timp și ce am văzut nu mi-a plăcut aspectul lor. Erau foarte decolorate. Ia uitați. Portocal uscată. Acestea le voi folosi pe torturile de Crăciun sau de Revelion. Este un decor absolut minunat. Cred că sunt 5 la număr. Am luat 2. A fost ofertă de
două punguțe din acestea la 5 lire, dar vreau să spun că arată foarte bine și culoarea. Am mai văzut și în alte magazine, dar avea o culoare destul de închisă și nu mi-a plăcut și am tot căutat, până am ajuns la Hobbycraft ăsta și le-am văzut pe astea și le-am și luat imediat. Da. Mai departe, ce am luat? Am luat și niște crenguțe din acestea de brad. Arată ca cele naturale. Ia uitați cât de bine arată. Practic a vrândut una din spate. Pe acestea cred că tot pe la torturi le voi folosi, nu știu sigur, dar dacă nu la tort, prin cameră cu siguranță le voi folosi. Sau când voi mai filma vreun clip cu vreo rețetă de prăjitură, prăjiturile acestea specifice de Crăciun, nu știu exact dacă voi avea timp. Așadar, aceasta este punguța, sunt 5 la număr. Au fost și de totul în jur de 3 lire. Mai departe, mi-am luat și niște punguțe din acestea pentru dulciuri sau pentru cornulețe, nuci și așa mai departe, cu motivul acesta de Crăciun, Merry Christmas, pungi transparente. Sunt utile și ele la casa omului. Ok. Ce-am luat? Alte chestii pentru tort, pentru a decora tortul. Aceasta cu coroniță și aceștia cu fructele, ceea ce vă spuneam eu, cu frunze și aceste biluțe roșii. Așa, și ultimul produs, ciocolată. Ciocolată albastră. Ce, am luat ciocolată albastră, am și albă și roșie și așa mai departe. Sunt foarte bune acestea de la Fun Cakes. Acesta a fost 3,50 dacă nu mă înșel. Îl folosesc pentru a decora turta dulce, torturile, prăjiturile și așa mai departe. Are un ambalaj de 250 de mililitri și a fost 3,50 dacă nu mă înșel, dar oricum le găsesc și pe Amazon, eBay și așa mai departe. Pentru că am filmat acest clip cu decorațiune, am uitat să vă arăt două lucruri. Este vorba de acest panetone. Haideți să vi-l arăt. Este acesta. Are un ambalaj foarte frumos. Foarte frumos ambalat. Are și acest ren. Este un panetone cu fructe confiate. Da? Prețul lui a fost de 25 de lire. Și de ce nu este o idee bună de cadou și acesta? Ia uitați ce bine arată. Și pentru că îmi iubesc clienții, am ales aceste cutiuțe pentru prăjituri, mini prăjituri, cornulețe, nuci, mixte prăjituri pentru clienții mei. Este o idee bună de cadou și aceste cutiuțe. Au acest nur și acest cartonaș pentru a transmite un gând bun unei persoane dragi și a oferi în cadou, a oferi în dar, pardon, o cutiuță cu prăjituri, un cadou dulce, cum îmi place mie să spun. Așadar, și aceste cutiuțe le-am luat de pe Amazon. Și am desfăcut în spate și produsul. Și am pus și acest gnom drăguț. Urmează să mai filmez un clip cu ce am luat de la Primark. Practic aceste clipuri, ca să vă spun și de ce le filmez, poate în aceea zi toate, din cauza că nu am timp. În timpul săptămânii sunt la lucru și
Această perioadă pentru mine este foarte aglomerată și din cauza faptului că am de realizat și ceva prăjituri pe comandă și așa mai departe. Vine perioada asta super aglomerată, nebună. Și vreau să vin în fața voastră cu și cu aceste clipuri și pe partea aceasta și să vă arăt ce mai cumpăr, cum mai decorez pe aici. Am și un clip de făcut cu empties. Am un sac atâta, deja mă îngroapă gunoiile, dar nu știu când voi putea să-l fac și pe acesta. Urmează să filmez acum. V-am zis și motivul pentru care filmez unele clip în aceea zi. Să filmez ceea ce am luat de la Primark. Așadar, rămâneți aici pentru a vedea ceea ce voi posta în continuare. Mă puteți urmări și pe Instagram, Facebook, același nume, Florentina Radu, și pe pagina aceea cu prăjituri, Magic Cakes by Florentina. Stai să vă arăt acest pliant cu prețuri pentru clienții mei și da, să pun pe asta la loc și să vă arăt posta ca să vedeți pagina, să vedeți ce poze am la profil. Aceasta este. Deci, dacă mă căutați, uitați aici, aveți și Instagram-ul și numele paginii cu prăjituri. Magic Cakes by Florentina, mă găsiți. Vă aștept acolo să vedeți ceea ce mai realizez, ceea ce mai creez și așa mai departe. Ok, am terminat și acest clip. Am mai prelungit un pic că uitasem de acestea și rămâneți cu mine pentru a vedea în continuare ceea ce voi posta. Vă pup și ne revedem data viitoare.